sunt Vlad de pe Tatoa.ro. Vreau să prezentăm mașina de la Cheyenne, mai exact Cheyenne Hawk. Cei de care știu, Cheyenne Hawk a fost prima mașină care au făcut-o cei de la Cheyenne și după 10 ani de zile au, așa spun ei, după a 10-a aniversare, au hotărât să readucă iară la viață. Cu un design nou, complet reeditat, au adus la viață primul Cheyenne care l-au făcut cei de la Cheyenne. Cu toții știți, Cheyenne este o firmă foarte, foarte veche, bine, de 12 ani, să zicem așa, pe piață. Ei au fost primii care au venit cu mașinile astea premium. Nu neapărat și mașinile, dar și cei care au revoluționat industria asta și au făcut acele cartuși. Bineînțeles, nu ei le-au făcut, le-au copiat, să spunem așa, le-au adus. Înainte, acele cartuși se foloseau foarte mult pe make-up. Cei de la Cheyenne le-au luat și le-au făcut speciale pentru tatuaje. Da, și-au făcut mașina Cheyenne Hawk. Cheyenne Hawk, care este o mașină foarte, foarte fină, adică vreau să zic că este soft, nu este brutală, cum este Pen sau Hawk-ul. Este o mașină soft și pe lângă asta ei așa și-au început business-ul. Cheyenne este o firmă premium, adică au început cu niște mașini scumpe, dar foarte fiabile, cu motoarele lor foarte bune de la Fallhaber. Fallhaber este o firmă de motoare care face niște motoare, sincer, foarte, foarte bune și foarte fiabile. Se strică foarte, foarte greu, deci sunt foarte puține Cheyenne-uri care se strică. Mă refer comparativ cu multe, multe alte branduri de top. Așa arată cutia. Aici avem la 10 aniversare. Ele sunt făcute în Berlin, în Germania, iar a 10 aniversare, avem o cutiuță foarte, foarte frumoasă, o cutie în cutie. Așa avem cutiuța, o cutiuță foarte, foarte bună, o cutie premium. Și aici avem vestitul Cheyenne Hawk pe matte black, adică un finisaj mat negru. Vine și cu mâner. Și aici avem logo-ul cu a 10 aniversare, since 2007. Deci este o mașină foarte, foarte frumoasă. Negrul acesta mat este superb, deci chiar arată foarte, foarte bine. Designul este un pic schimbat, ca Cheyenne Hawk original. Este foarte, foarte asemănător, undeva la 80% seamănă cu Cheyenne original. În cutie avem quality check aici, în ce dată a fost, în 30 octombrie, ce s-a verificat, adaptorul, cablurile, manualul, absolut tot. Avem un mâner de 1 inch, adică de 25 de mm. Aici avem cutiuța cu cabluri, ca orice Cheyenne, vine cu un cablu adaptor din mașină până la sursa de la Cheyenne, sau dacă nu avem sursă de la Cheyenne, cei de la Cheyenne au inclus și un adaptor, se pune adaptorul și se bagă la sursa normală, de la Critical, la Venom, la Icon. După aici avem o carte de service, foarte bine că au adăugat cartea de service. Să zicem că aveți peste 4-5 ani, nu știu, vi s-a defectat un mâner sau vi s-a defectat cele mai multe probleme care le-am întâmpinat în tot acest timp, într-o grămadă de ani, mare majoritate problemelor care vin, mulți clienți au desfăcut de aici de la jumate să vadă ce e înăuntru. Înăuntru este motorul care este legat la acest RCA prin două fire. Când s-a desfăcut și s-a tras un pic, firele acelea s-au rupt și marea majoritate problemelor de service pentru asta a fost. Deoarece Cheyenne-ul cu mare, motoarele de la Fallhaber care sunt foarte, foarte fiabile, se strică foarte, foarte greu. Deci n-am prea întâmpinat motoare. Am întâmpinat câteva, dar nu așa multe de-a lungul anilor. Și de aceea peste 3-4-5 ani vi se strică ceva la mașină. Cei de la Cheyenne au pus acest manual de service, adică avem așa, Cheyenne, ce Cheyenne avem? Pen, Hawk, Spirit, da? Punem serial number-ul, serial number-ul găsiți pe fiecare mașina aici așa la bază unde e RCA-ul. După aia avem distribuitorul, o copie după factură și descrieți problema. Pur și simplu scrieți ce problemă aveți la ea, numele, țara, e-mail-ul, telefonul, studioul și pur și simplu trimiteți la ei. Ce mi-a plăcut tot timpul la cei de la Cheyenne a fost că au prețuri foarte, foarte bune. Adică și dacă a trebuit să schimbe ceva și un motor și să zicem a trebuit să schimbe un cablu sau așa, au cerut foarte, foarte puțin. Adică 10, 15, 20 de euro pentru un motor au cerut un pic mai mult. Ultimul motor care l-a schimbat a fost acum vreo 2 ani la un client, i s-a defectat, de aia a cerut foarte puțin, vreo 40 de euro dacă nu mă înșel de atunci, deci au cerut prețuri foarte modeste. Pe lângă că motoarele lor sunt pe la 100-150 de euro dacă le luați separat de mașină. Ei cer prețuri foarte, foarte mici. Mă gândesc cu prețul care le iau ei până într-o 100 de euro sau cu prețul care le iau ei cum le iau o grămadă. Dar deci cer prețuri foarte acceptabile și dacă vi se strică un fir sau un cablu 7-8 euro, deci este un preț rezonabil și vei fac ei la ei cu sculele lor, adică este făcut în fabrică la ei, da? Nu mai știți că nu mai aveți probleme niciodată, decât să lipiți voi, nu știți exact cum, poate se arde că ele au înăuntru, au și o placă micuță, dacă știți ce care ați făcut și poate se întâmpine multe, multe alte probleme și după aia nu mai puteți să-l trimiteți în serviciu la ei, că odată ce s-a umblat în el, ei nu-l mai primesc. După aceea avem Biblia lor, să spunem așa, o carte, un manual de instrucțiuni foarte complet,
în marea majoritate a limbilor și este foarte, foarte complet. Cheyenne Hawk Classic este pe negru mat, ediție limitată, ediția limitată a legendarului Cheyenne Hawk este reeditat după primul Cheyenne Hawk pentru a 10-a aniversare. Stilul vechi a fost păstrat, dar tehnic complet redesenat și dotat cu noi caracteristici. Avem conectorul jack, este un conector jack care este protejat, cum au început să facă și la Spirit și la Thunder. Tot timpul acum le fac designul acesta care protejează conectorul jack. Are un strop de 2,5 mm, un motor nou și mai bun. Ea vine cu mâneri inclus, este un mâner de 25 mm, este un mâner negru, mat, ceea ce nu găsim asta numai la mașina de la Spirit, această ediție limitată, deci mânerul acesta nu-l veți găsi în niciunde altundeva, deci ei nu fac așa ceva nici pe comandă, deci doar pur și simplu numai la Cheyenne Spirit. Dacă vă doriți un mâner negru mat, special de la Cheyenne, atunci numai la mașina Spirit, ediția limitată îl puteți găsi. Este un design foarte, foarte frumos, arată foarte bine. Și mașina. Da, cu un stroc de 2,5, cum spuneam, deci este o mașină foarte, foarte fiabilă și bună. Aceasta ar fi mașina de la Cheyenne Hawk, da, primul Hawk care l-au făcut ei și aceasta este ediție limitată de 10 ani și este pe matte black, adică negru mat. O mașină foarte fiabilă, o mașină soft, după cum sunteți obișnuit cu ea și cu care ați lucrat acum 10 ani sau acum câțiva ani când v-ați luat-o prima oară, este o mașină foarte, foarte fiabilă. Sunt Vlad de pe Totau.ro și cu mare plăcere ne revedem la următorul video. Pace!